Bine v-am găsit la interviurile DC Medical DC News. Sunt Val Vâlcu, discut cu medicul Liviu Joga, chirurg ortoped la Spitalul Clinic Sanador. Bună ziua, bine v-am găsit. Despre protezele de umăr aș vrea să vorbim, domnule doctor. Sunt afecțiuni traumatice, e vârsta care ne dă probleme. Cum poate fi înlocuit umărul cu un astfel de dispozitiv? Dacă pornim de la proteze, mergem spre diagnostice și patologii care au nevoie de proteze. Și există atât patologii traumatice, cât și patologii netraumatice, degenerative. Patologiile traumatice sunt reprezentate de fracturile de extremitate proximale de humerus. Când toată epifiza proximală a humerusului este fracturată în mai multe fragmente, 4 plus, de obicei minim 4. Un fragment este capul humeral, după care... Dar ce ar putea... Ce căderi. Fel de traumatic? Căderile la propria înălțime sunt... cea mai frecventă cauză de fracturi de extremitate proximală de humerus, urmată de accidentele auto și căderi de la înălțime. Pe o parte se sprijină în mâini care cade pe umăr. Cade exact pe umăr. Și aici vorbim de pacienți în vârstă, cu un anumit grad de poroză, sex feminin predominant. Iată, nu doar fractura de șol, care e mai cunoscută, ci și fractura de umăr însoțește... Este echivalent fracturii de col femoral. Cam asta este... Și spuneți că se poate monta... Se fracturează... Se poate fixa... Nu, uneori încercăm, când există puține fragmente, încercăm să le reconstruim ca să păstrăm humerusul anatomic. În schimb, când sunt multe fragmente, atunci nu se poate obține acest deziderat. Și ce putem face? Să renunțe la capul humeral. Fractura, v-am spus, are mai multe fragmente. Un fragment este reprezentat de trohiter, împreună cu inserția mușchiului supraspinos și infraspinos. Un fragment este reprezentat de trohin, adică partea mai mică, tuberozitatea mică a humerusului, împreună cu inserția mușchiului subscapular. Și al patrulea fragment este diafiza humerală. Soluția pentru aceste fracturi este să introducem un stem, o coadă, o tijă humerală în humerus, se fixează cu ciment distal. Întotdeauna trebuie să avem grijă la înălțimea. Aici există riscul să malpoziționăm componenta protetică, să fie sau prea înaltă sau prea scurtă. Există un reper 5,6 cm de la inserția mușchiului pectoral mare, după care aceste fragmentele de care vorbeam împreună cu inserțiile mușchilor coafei rotatorilor sunt reatașate transosos cu fire trecute și prin coada protezei la proteză și se adaugă un cap humeral protetic care are aceeași înălțime și diametru cu capul anatomic pe care îl măsurăm intraoperator. Bineînțeles, cavitatea glenoidă rămâne cavitatea glenoidă anatomică. În felul ăsta pacientul va putea recupera. Ce e important la aceste fracturi este perioada de imobilizare, în care așteptăm ca aceste tuberozități să se vindece la stemul, la coada protezei. Pentru că dacă ele nu consolidează și apare ce se numește o pseudartroză, atunci pacientul nu va putea mișca mâna. Da, există un interval, o fereastră de oportunitate după traumatism, în cât timp ar trebui intervenit? Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Aici suntem într-o situație relativ fericită, pentru că pacienții cu asemenea probleme nu stau fără să se prezinte la medic. Da, durerea e mare, impotența funcțională e vasitotală. Spuneți că trebuie să fie o anumită dimensiune. Există pregătite astfel de dispozitive sau trebuie să aștepte până... Când nu. Există și când facem operație există un set complet al protezei, atât tije
humerale, cât și capetele humerale de toate dimensiunile. După această patologie traumatică există patologia... Imediat va mișca... Nu, puternul, nu, asta spuneam că trebuie imobilizat pentru a obține o vindecare a tuberozităților la, la coada protezei. Se mișcă imediat după. Da, pentru că acolo nu există niciun fragment care trebuie să consolideze. Acolo pur și simplu scoatem colul femural, scoatem capul femural, punem o proteză și pacientul mișcă a doua zi. E o situație mai fericită pentru pacient în cazul acesta. În cazul în care n-a fost un traumatism, s-a uzat în timp. Când s-a uzat în timp, vorbim exact de același lucru cu coxartroza și gonartroza. La umăr se numește omartroză și are aceeași sancțiune. Aceeași sancțiune cu condiția ca tendoanele coafei rotatorilor să fie indemne. Deci dacă avem o coafă rotatorie corectă, atunci folosim o proteză anatomică. Anatomică înseamnă că va reproduce identic 100% anatomia pacientului. Adică ce discutam mai devreme, o tijă humerală cu un cap humeral care vor face să apară un humerus protetic, identic cu humerusul anatomic, și o piesă de polietilenă care se montează pe cavitatea glenoidă. Fie se cimentează, fie se fixează într-un metal bec care se fixează în glenă. Și atunci obținem ce se numește proteză de umăr anatomică. Pentru că aici suntem în altă, e singura articulație care are și alt tip de proteză. În anul 1980 a existat un chirurg francez, Paul Gramont, care a inventat pentru pacienții cu leziuni de coafă, la care rezultatele artroplastiei erau foarte proaste, pentru că neavând coafă degeaba protezezi articulația, pentru că nu are cine să o miște, și atunci a inventat o proteză în care glenosfera este așezată pe cavitatea glenoidă și avem un insert humeral care mimează cavitatea glenoidă. Și s-a proteză inversată. Operațiile sunt deschise? Operațiile protetice nu sunt decât deschise, da. nu se pot face artroscopic sau minim invaziv. Dar perioada de viață, să spunem, a protezei este limitată? Este limitată. Depinde, în primul rând... Și se întâmplă la pacienți în vârstă, deci... Dacă vorbim de protezele, există în primul rând o limitare, ca și la protezele de șol și la genunchi, dată de fixarea protezei, deci poate să apară un... loosening sau decimentarea componentelor protetice și atunci ele trebuie revizuite. Sau aici avem situația specială în care am pus o proteză anatomică, pacientul avea o coafă a rotatorilor bună, dar care între timp s-a pierdut. A apărut o leziune de coafă care a dus la pierderea funcției. Din fericire, noile proteze sunt modulare și atunci avem posibilitatea să înlocuim o proteză anatomică, scoțându-i capul humeral anatomic și să o înlocuim cu o proteză inversată, păstrând stemul protezei pe loc, venim doar cu componentul și schimbăm insertul de polietilenă de pe cavitatea glenoidă, îl înlocuim cu o glenosferă. Adică putem să facem o revizie trebuind să scoatem toate componentele protetice. În cazul în care există o pierdere a stabilității protezei, atunci trebuie înlocuit tot ansamblul protetic. Există o limită de vârstă? Nu. Nu există. La orice aici, vârstă are singurele contraindicații sunt medicale. Adică nu operăm pacienții doar dacă fie medicul cardiolog, fie medicul anestezist contraindică consideră că riscurile sunt suficient de mari încât să
Sunt compensate aceste dispozitive? Există programul național de endoprotezare prin care periodic se primesc fonduri pentru aceste proteze. Poate unii mai călătoresc, le sesizează nu. La aeroport? Nu. Sau... Nu. Sunt și remene, remene compatibile și nici nu provoacă probleme la aeroporturi. După care, după o perioadă, după aceea recuperare, își reia activitatea? După operație, toți pacienții sunt imobilizați. În general, fie în sling, într-o eșarfă, fie într-un aparat de abducție, în funcție de ce ne dorim și cât de riguroasă să fie imobilizarea. După care, în general, la 4-6 săptămâni, pacienții încep recuperarea și la 3 luni au recuperat aproape complet, cu limitările de rigoare. Proteza inversată are o limitare a mobilității și a rotațiilor. Dar pentru activități casnice, pentru viața de zi cu zi, arhisuficientă. Pacienții sunt, pentru că pacienții care vin cu leziuni de coafă și au nevoie de o proteză inversată, vin cu ceea ce se numește umăr pseudoparalitic. Ei au o mobilitate extrem de redusă, 30 de grade, 30-40 de grade de flexie, 30-40 de grade de abducție, insuficient pentru viața de zi cu zi, după care obțin 90-100, ceea ce le redă capacitatea de a-și face activitățile zilnice. Domnule doctor, vă mulțumesc, vă mai aștept. Cu plăcere. La Decenius. Cu mare plăcere. La revedere. La revedere.